să începem ședința cu un moment de reculegere, pentru că săptămâna asta știți bine că au avut o funerare și decesul lui Nicolae Tiricoi, este cetățean de onoare al municipiului Craiova. Vreau să amintesc că este săptămâna în care se împlinesc 100 de ani de la unirea Basarabiei cu patria mamă și în acest sens aș vrea să urmăm exemplul altor municipii, altor județe care au semnat o declarație formală de, cu valoare simbolică de unire cu Basarabia. Avem exemplul Brașovului, Constanței, județului Timiș, avem exemplul înfrățirii județului Gorj cu un raion din Republica Moldova. Ne place să ne îmbrăcăm în ie, ne place să jucăm Hora Unirii, dar haideți să dăm de data aceasta și un semnal politic de aici, de la nivelul nostru, cu tot ce putem noi să facem. Eu vă invit ca astăzi, dincolo de PSD și PNL și ALDE, să fim colegi și să milităm pentru unirea Basarabiei cu patria mamă. Noi deja am semnat această declarație, o avem pregătită pentru toți colegii. Îl rog pe colegul nostru Doru, noi purtăm astăzi o banderolă tricoloră, vă invit și pe dumneavoastră să fiți colegi cu noi și să purtați o astfel de banderolă și vă invit să semnăm această declarație, cum am zis, cu valoare simbolică, dar care va da un semnal foarte important al viziunii noastre și a orașului nostru legate de Marea Unire, care trebuie comemorată cu cinste și trebuie militat pentru o reunire a acestor două țări, care de fapt sunt identice, sunt aceeași țară. Vă mulțumesc și acum o să dau declarația și colegilor noștri. Primul vă mulțumim și noi, are cuvântul domnul consilier Otărescu. Craiova a fost o sursă de identitate istorică și de mișcare unionistă din secolul al XIX-lea, după Revoluția de la 1848, și nu mă îndoiesc că și în zilele noastre împărtășim aceleași sentimente și aceleași deziderate de a fi împreună, cu atât mai mult cu cât mișcarea unionistă a devenit radicală în Republica Moldova, iar România nu poate să rămână pasivă la un asemenea moment care este nu doar istoric, dar și important pentru devenirea țării noastre. Avem aceeași origine, avem aceeași apartenență etnică, avem o comunitate de gândire și cultură, avem suficiente motive ca să împărtășim această idee și nu numai simbolic, dar și rațional să susținem această idee în contextul în care există cadrul legal și voință națională pentru realizarea unui asemenea deziderat istoric. Prin urmare, cred că și Consiliul Local și locuitorii Craiovei împărtășesc acest sentiment și acest obiectiv care este important pentru construcția nu numai a României, dar și a Uniunii Europene, care este un proces în plină derulare. În 27 martie 2018 sărbătorim un secol de când Basarabia a revenit la patria mamă prin votul istoric al Sfântei Țări. Astfel, Moldova a de peste Prut, teritoriul românesc, anexat în mod abuziv în 1812 de către Imperiul Țarist, a devenit prima dintre provinciile istorice ale Țării Unite cu România. Anul 1918 a fost anul în care dorința de unire s-a dovedit una generală, cerută de numeroasele cercuri politice, comitete și adunări populare. Declarația de unire a fost primită în acea vreme cu mult entuziasm de către românii din toate colțurile lumii și importanța ei a fost una determinantă pentru marele pas care urma să se înfăptuiască peste doar câteva luni. Marea Unire de la 1 decembrie din 1918. Din nefericire, bucuria reintegrării țării și neamului românesc avea să fie umplită
de infamul pact Bidelberg-Molotov din 1940, când regimul sovietic a anexat Basarabia Rusiei. Foarte important este faptul că Statele Unite ale Americii au recunoscut în 1991 prin rezoluția 1148 a Senatului Statelor Unite dreptul de unificării Moldovei cu România. Acum, în anul centenarului Marii Uniri din 1918, există în ambele state românești o puternică voință populară, aceasta printr-o serie de semnificativă de manifestări, atât culturale cât și politice, dedicate mari de eveniment de acum un secol. La acest moment, mai bine de 100 de consilieri locali de dincolo de Prut au manifestat deja dorința de unire cu România. Declarațiile simbolice de reunificare a Republicii Moldova au fost semnate și de administrațiile din mai multe județe ale Banatului, cum ar fi Iași, Constanța, Buzău, Timiș. Este semn că unirea Basarabiei cu România a rămas vie în conștiința celor două popoare, care de fapt întotdeauna au reprezentat aceeași națiune, desprinsă doar de un râu și de interese geopolitice străine de interesul nostru național. Considerăm că noi, reprezentanții comunității craiovene, oraș care a avut contribuții atât de importante pe parcursul istoriei și uniunii acestei țări, nu putem în anul sărbătoririi centenarului Marii Uniri să nu ne afirmăm voința de reîntregire a neamului și a României mari. De pentru care adoptăm prezența declarației de reunie cu valoare moral-simbolică pentru susținerea drepturilor inalienabile ale națiunii române, oricând și pretutindeni față de toată națiunea lumii. Vom trece mai departe la punctul 2 de pe ordinea de zi. La ultimul punct pe ordinea de zi. Punctul 2 de pe ordinea de zi. Discuții? Poftiți. La punctul 2 de pe ordinea de zi avem deja o rectificare de buget. Aș vrea să atrag atenția că, mă rog, sunt lucruri care se impun a fi rectificate la un moment dat, dar dacă proiectele noastre nu și-au găsit locul în proiectul inițial de buget, acum că vor fi disponibilizate anumite sume care parțial fusese alocate pentru colegiul Carol, iar alte sume fusese alocate pentru cartierul chinezesc, pe care, mă rog, care după cum vedem pe ordinea de zi de astăzi, va avea o altă direcție, adică nu va mai utiliza fonduri din resursa locală de azi înainte, aș propune ca la următoarea rectificare să ne uităm din nou peste propunerile noastre. Unele dintre ele erau foarte fezabile și nu cu costuri mari, și la rectificare să prindem câteva dintre ele. Acoperau mai multe domenii, de la infrastructură până la mediu economic, până la sport și așa mai departe. Dacă este nevoie, le vom relua, dar nu neapărat în ședința publică. Știți adresa, ați primit-o cu număr de înregistrare. Deci aș vrea la următoarea rectificare să vă aplicați atenția asupra acestor propuneri ale PNL, care, mă rog, au fost respinse la momentul respectiv, parțial din lipsă de bani, parțial din lipsă de interes. Acum, practic, dacă disponibilizați niște sume, nu mai aveți nicio scuză pentru a nu pune în practică niște proiecte viabile pentru Craiova și pentru craioveni. Până la acel moment, oricum, votăm împotriva proiectului de buget, pentru că, din nou, considerăm disproporționată ponderea cheltuielilor față de investiții și vom vota împotrivă, noi consilierii PNL, acest proiect. Vă mulțumesc. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu există secție ATI la spitalul unde s-a mutat la viitorul acolo și este o problemă foarte mare. Măcar 2, 3, 4 trebuie să organizăm la spital acolo, întrucât nu se poate transporta în salvare de la spitalul din Calea București
până la reanimarea care este la spitalul, fosta secție a Spitalului Filantropia din centru, de lângă, nu știu adresa, să vă spun sincer, dar știți dumneavoastră, da, așa, Valea Blecii, e mai bine așa să vă spun, și nu mi se pare corect să mutăm doar cu o singură salvare acești bolnavi, să-i ducem la consult orele, consult dermatologie, consult, orice consult care trebuie făcut, trebuie iar venit aici la fostul DNA, la policlinica, se află la o mare distanță, tot cu o singură salvare. Analizele se recoltează tot acolo, se trimit în Valea Blecii. Vă rog frumos să luați măsuri și să bugetăm pentru a avea grijă să nu mai plimbăm acești bolnavi și să-i, pur și simplu, cred că se știe că o bătrână și-a rupt mâna în urma acestei plimbări. Vă rugăm să aveți grijă de sănătatea craioveilor, pentru că noi suntem aici să-i ajutăm, nu să le mai punem încă o piedică să-și rupă gâtul sau să mai pățească ceva. Vă mulțumesc frumos! Supun la vot punctul 4 pe ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Eu și colegii mei, consilierii Partidului Național Liberal, vom vota împotriva rectificării bugetului general consolidat al municipiului Craiova, din motivele pe care și colegul meu, Flavius Sirop, le-a adus în discuție. Considerăm că este un buget care asigură supraviețuirea Craiovei. Considerăm că abia reușește să plătească salariile angajaților din primărie și secțiunea pentru dezvoltare este atât de redusă încât nu ne permite să abordăm marile și adevăratele probleme ale orașului nostru, care sunt traficul rutier, parcările, infrastructura stradală, infrastructura de apă, de canalizare și așa mai departe. Atât, mulțumesc. Rectificarea bugetară este încadrarea unor măsuri urgente, în sensul că pe bugetul local am mărit cheltuielile necesare de unei expertize pentru procedura de determinarea cheltuielilor de monitorizare în contractul care îl avem cu EcoSud, monitorizare cheltuieli închidere și post-închidere, după care avem plata unor utilități care au apărut peste prevederile noastre. Avem la poliția locală o despăgubire impusă de lege, așa cum ați observat, în limita a 5.000 de euro. Și cam atât, deci minimum care a fost... Da, mulțumim, doamna director. Eu vreau să vă spun că, așa cum v-a explicat doamna director, Lucia Ștefan, este motivele pentru care sunt făcute aceste rectificări nu sunt sume alocate în plus, nu sunt sume alocate în minus, este vorba doar de o alocare pentru un caz deosebit, este vorba de un membru al poliției locale decedat în timpul serviciului pentru care se acordă o despăgubire. În rest, nu sunt schimbări fundamentale. Toate rectificările care o să apară pozitive, o să apară luna viitoare, atât de la bugetul consolidat, cât și de la bugetul de la Direcția de Taxe și Impozite. Ceea ce s-a remarcat la primul punct vis-a-vis de solicitările făcute de dumneavoastră, sunt o mare parte din ele în lucru și sunt pe traseu, deci nu să, vă rog frumos, să nu mai avem aceste despre că n-au fost luate în seamă. Ba dintre ele, unele sunt în derulare deja. Iar în privința bugetului, să tot îl criticăm și să tot găsim că nu avem bani nici măcar să bem apă pe aici, eu v-aș ruga să gândiți de 7 ori înainte de a spune aceste lucruri, pentru că până una alta, nu cred că suntem orașul care să suferim de gropi, precum le vedem prin alte orașe, nu suntem orașul în care să nu facem asfaltări și nu suntem orașul în care să nu ne
zbătem pentru majorarea bugetului, pentru că așa cum un coleg de-a noastră a remarcat, și foarte bine că a remarcat, noi am degrevat bugetul anul acesta de niște cheltuieli foarte mari. În speță liceul Carol și Opera Română, în speță cartierul de locuințe, o să ajungem și la punctul acela. Ori ăștia nu contează, sunt tot în orașul nostru, sunt tot investiții, sunt tot ale noastre și va juca dacă aveți observații de făcut, ținem cont de ele așa cum a fost și cu lista care ne-ați înaintat-o. Inclusiv punctul de care vorbim de spitalul și una din rectificări se referă la un punct pe care dumneavoastră l-ați avut acolo în observație, vorba de spitalul de pediatrie și a cărui expertiză vedeți că deja i-am alocat bani. Adică, haideți să și urmărim. Pentru că dacă stăm numai să criticăm de dragul de a critica, nu dăm înainte. Că atunci o să se descurajeze și oamenii ăștia, o să zică, domnule, și dacă fac și dacă nu fac pe mine, tot mă critică cineva. Deci tot ceea ce ne-ați cerut, am ținut cont de ele. Efectiv, această expertiză pe care se face rectificarea de buget, de care vorbim acum și pe care dumneavoastră nu vreți să o votați, se referă la o solicitare de la Spitalul de Copii, al Spitalului Filantropia, pe care dumneavoastră a solicitat. Păi și atunci hai să ne hotărâm. Noi, consilierii Partidului Național Liberal, vom vota împotriva acestui punct de pe ordinea de zi, întrucât găsim anormal să mărim cuantumul contribuției de întreținere a persoanelor vârstnice de la 700 la 800 de lei. Cred că sunt ultimii la care ar trebui să ne uităm. Cei care stau acolo nu stau de plăcere, stau de nevoie și ar trebui să gândim de două ori să facem o dată. Rog și colegii de la Partidul Social Democrat să voteze împotriva acestui punct de pe ordinea de zi. Mulțumesc! O simplă adunare matematică, să vă dați seama cât de mult înseamnă ca să luați, să se ia o sumă de la 700 de lei și să se ceară 800 de lei contribuția fiecărui bătrân. Din total sumă, spune Căminul de Bătrân cheltuiește pentru un singur internat 22.376 de lei. Dacă facem calculul, 1.672 de lei reprezintă salariile pe lună a celor 160 de angajați de la Căminul de Bătrâni. Acolo internat sunt 320 de persoane. Nu mi se pare corect să se dea salarii lunar de 537.048 de lei salarii la 160 de persoane și apoi să se plătească pe anul 2017 438.901 lei la cheltuieli cu alte bunuri și servicii pentru întreținere. Mi se pare o sumă foarte mare și aceste salarii care se regăsesc în această sumă de 2376 de lei per internat este constituită din salariile angajaților și plus doar 706 lei, care înseamnă mâncare, medicamente, curățenie. Este enorm. La un cămin de bătrân particular, suma este între 1800 de lei și 2000 de lei, parcă așa am auzit, nu știu sigur, și noi cerem 2376, spunem că avem nevoie pentru a întreține un bătrân internat. Adică o cheltuială enormă, în condițiile în care se spune că medicamentele se dau pe rețetă compensată și altele care dân și mai susțin acolo. Cred că nu ar trebui să mărim la acești bătrâni cu 100 de lei această sumă fiind destul de mare pentru ei și vă mulțumesc foarte mult. Este vorba de o mărire de 100 de lei. Este pentru că ne obligă legea să punem și cheltuielile salariale, să le punem în costul per bătrân, cât cheltuim pe bătrân. A fost în fiecare an la fel, numai că celelalte erau în alt cont. Acum ne obligă să le cuprindem acolo. Vă mulțumim. Oameni, de ce trebuie să le luați oamenilor și nu să nu faceți economie, să dați afară din personal, că probabil e foarte mult, 160 la 320. Personalul este angajat conform legii. La 120 de bătrâni sunt 2 la 1. Așa spune legea, așa am procedat.
Cred că stau se așa. Se lucrează permanent în trei ture, doamna consilier. Nu credem asta. Este regim non-stop. Vă mulțumim. Supun la vot. Da, copii. Doamne președinte, remarca făcută cred că este într-o oarecare măsură chiar cinică. Este pentru prima dată când în Consiliul Local se face o astfel de afirmație. De ce să nu creștem aceste cheltuieli care, într-adevăr, direct sau indirect, privesc pe cei care, fără niciun fel de plăcere, sunt acolo internați. Din păcate, marea majoritate a persoanelor internate acolo suferă de diverse boli care le și fac aceste persoane nedeplasabile. Eu zic să avem altă atitudine, în afară de faptul că, așa cum este firesc, pornind de la toate creșterile care au avut loc în ultima perioadă și sunt evidențiate în raport și justifică creșterea per total a cheltuielii per capita, să mai facem și altceva. Atunci când avem ceva în plus, ca și medicamente, să ne ducem acolo și să le dăm ca și donație. Eu una am făcut acest lucru și cred că este un lucru benefic. Sunt oameni atât de necăjiți și mediul este atât de trist pentru toți care stau acolo, inclusiv pentru îngrijitori, încât eu cred că discuțiile pe acest punct de pe ordinea de zi nu-și au niciun fel rost. Domnul primar? Vreau să vă spun și eu câteva cuvinte, pentru că eu nu vreau să mă uit mai departe ca să înțeleg fenomenul ăsta. L-am în familie, l-am în casă, am pe mama imobilizată la pat și vreau să vă spun că toate problemele care le am, le am din cauza persoanelor care trebuie să o asist. Nu din cauza, și mă refer la probleme, atât ca a găsi personalul respectiv, cât și ca valoare de întreținere. Nu sunt legate de mâncare, nu sunt legate de întreținere. Acolo sunt cele mai mari probleme, la personalul de întreținere. Și vreau să mă credeți, sufăr și în fiecare zi ajung acasă cu emoții să văd dacă mai este cineva, am avut situații când am găsit-o părăsită și lăsată nu fără mâncare, nu fără lumină, dar fără persoana de întreținere. Deci este logic ca această cheltuială cu personalul de întreținere să fie cea mai mare. Și cred că vă vorbește unul care chiar o suportă și știe ce înseamnă. La acest punct de pe ordinea de zi este vorba despre o acordare a unor beneficii veteranilor, invalizilor de război din municipiul Craiova. Tot respectul și suntem total de acord ca veteranii și invalizii de război să primească acest beneficiu. Totuși, trebuie să ne gândim că în Craiova noi mai avem urmașii a 5 eroi care și-au pierdut viața sub drapelul României în Irak, Afganistan și Kosovo și încă 5 aviatori care au murit acum aproximativ 10 ani în explozia unei bombe la bordul unui avion pe aeroportul din Constanța. Ei sunt înmormântați în Craiova. Cred că ar trebui să ne gândim și la familiile, și la urmașii acestor eroi când vom lua asemenea măsuri în viitor sau dacă este posibil chiar în ședința de astăzi. Domnul consilier, dacă îmi permiteți în ședința de astăzi, discutăm. Mulțumesc, atât am avut resurse. Acești oameni care sunt în această listă pe care eu am citit-o și sunt născuți între anii 1930 și 1919 și 1930, să fie o sumă mai mare, măcar 200 de lei, 250 de lei să le aprobăm, pentru că sunt foarte în vârstă, merită respectul nostru, merită atenția noastră și nu cred că este o sumă atât de mare pe care să nu o permitem să o luăm din buget, în condițiile în care ei nu se știe câte zile pot să mai aibă.
Vă rog frumos să aprobăm acest amendament cu toată opoziția colegilor mei care a fost de la PSD în această comisie. Înțeleg că nu au milă de nimeni, dar s-ar putea să fie nevoie și ei vreodată să fie invalizi de război sau urmași. Vă mulțumesc! Doamna consilier s-a votat în comisie? Ce să mai facem atunci? Doamna Pedescu, vă rog. Nu a obținut. Domnul președinte, această discuție a fost și în Comisia Juridică și discuția a pornit de la propunerea mea. Și anume, dacă citim bine, pe de o parte sunt avuți în vedere doar veteranii de război în anul centenarului Unirii, pe de altă parte este vorba despre tichete sociale. Aceste tichete sociale se acordă în acest an în două tranșe, o dată acum și o dată la sfârșitul anului. Pentru că, cel puțin până la începutul ședinței, nu fusese votate rectificările la buget, în Comisia Juridică s-a discutat astfel. Odată votate rectificările la buget și văzând că avem un disponibil, pentru următoarea tranșă, numărul de tichete sociale va fi mai mare. Aceasta este discuția pe care, cel puțin la Comisia Juridică, executivul și-a însușit-o. Pe cale de consecință, eu propun votarea proiectului pentru această ședință, astfel cum el a fost formulat, având în vedere că cea de-a doua tranșă, care va fi pentru 1 decembrie, va fi una considerabil mai mare. Vă mulțumesc! Domnule primar, am fost aleși de către craioveni să avem grijă de bugetul pe care noi îl adunăm din impozitele lor, nu să ne batem joc de el. Nu mi se pare corect ca 172 de posturi să fie în organigrama operei, în condițiile în care 20 de muzicieni, dintre care la vioara întâi un concert maestru, lucrează și la Filarmonica Oltenia și la Opera Română. La vioară, alt solist instrumentist lucrează și la Filarmonică și la Opera. Atâtea în Europa s-au făcut atâtea reduceri și centru de prestigii din ca Milano, ca Frankfurt, ca Genova, ca Veneția, ca Napoli, ca Bonn, au o singură orchestră care are și concert la operă, susține și concerte de opere și concerte simfonice. Nu mi se pare corect ca la noi, un oraș destul de sărac, să susținem două instituții, una cu un buget de 2.740.000 de euro, Opera Română, care pur și simplu nu are personalul care îi trebuie, împrumută de la Filarmonică, acolo sunt plătiți iar cu normă întreagă, aici iar cu normă întreagă, aducem și cântăreți din alte localități, că nu avem soliști, și aceștia toți pe banii craiovenilor. Nu mi se pare corect ca să avem un dirijor care este la Opera Română și să fie în același timp și la Filarmonică plătit din banii noștri, din banii care putem face orice altceva decât să-i aruncăm. Mi se pare corect, în condițiile în care nu are un sediu Opera Română, să nu mai aibă un asemenea personal stufos și să se unească împreună cu Filarmonica, să avem o singură orchestră, să preia ce este la Filarmonică și atunci, și dacă nu sunt spectatori, pentru că bineînțeles că nu vine nimeni, că nu știe ce spectacole sunt și nu se face nicio reclamă și nici nu au cum să vină într-un niște condiții, ori în parc, ori pe străzi, nu le convine, mi se pare corect să luăm o atitudine, să nu mai aruncăm banii publici atât de ușor. Domnule președinte, sunt reprezentantul Consiliului Local în Consiliul Administrativ al Operei Române. La ultima ședință a acestui Consiliu, discutându-se această organigramă, s-au luat mai multe măsuri. În primul rând, la Opera Română s-a desființat posibilitatea cumulului ca norme între
pentru una și aceeași persoană, pentru cele două instituții. Este adevărat, dacă în precedent erau persoane care funcționau cu normă atât la operă cât și la filarmonică, din acest moment nu mai există astfel de persoane, fiind puse toate în situația de a opta pentru una dintre instituții. 2. Cu privire la postul de concertmaestru al operei române, sunteți în eroare, doamna consilier. Persoana care ocupă acest post la Opera Română nu a funcționat niciodată, nici prin cumul de funcții, nici în alte condiții la filarmonică. În al treilea rând, ne aducem foarte bine aminte că până în anul 2008, chiar dacă bugetul Consiliului Municipiului Craiova nu era la nivelul celui prezent, Opera Română avea o încadrare mult mai mare. Încadrarea prezentă ca număr de posturi este rezultatul modificărilor în minus. Sunt aproape 60 de posturi care au dispărut în anul 2008 și nu s-au mai creat în plus. În al treilea rând, este o instituție, patrulea rând, este o instituție creată prin actul autorității locale, inițial al Consiliului Județean, apoi a fost trecută în subordinea Consiliului Local, o instituție de prestigiu. În ultimii 6 ani, această instituție, în afară de faptul că și-a schimbat denumirea din Teatru Liric în operă, activitatea pe care o desfășoară este net calitativ superioară celei precedente. Am participat în măsura în care am putut, nu la toate spectacolele, dar țin să vă informez că nu mai există locuri libere în sală. Adică toate biletele sunt vândute, de fapt în ziua spectacolului se desfășoară cu casa închisă, oricare dintre spectacole. De curând s-au întors din Germania într-un turneu la care au fost invitați să participe. Este o instituție de prestigiu care, chiar dacă în prezent urmare activității de consolidare pentru întregul imobil ce adăpostește atât Colegiul Național Carol I cât și Opera Română, își desfășoară activitatea fie la cercul militar, fie în alte spații de spectacol, este o instituție care desfășoară o activitate de prestigiu în domeniul cultural pentru municipiul Craiova. Are cuvântul domnul primar. Sunt surprins că colegii de la PNL doresc desființarea uneia din cele două instituții, nu s-au hotărât foarte clar. Unirea, comasarea. Bun, prin comasare dispare una, v-ați hotărât care? Comasarea. V-ați hotărât care dispare? Nu, comasarea. Bun, amândouă au o vechime și sunt adevărat. Opera rămâne și se desfințează filarmonica. E foarte drăguț pentru că filarmonica a fost înființată în secolul XIX. Știți că exista o societate filarmonică în Craiova. Bine, o să vă arăt care sunt angajații. Mai greu cu istoria. Amândouă sunt foarte buni ambasadori ai Craiovei pe scenele pe care le-a enumerat puțin greșit doamna consilier. Ceea ce stabilesc managerii acestor două instituții acolo este fix treaba lor. Niciunul de aici nu avem nici căterea, nici experiența să le dăm cu părerea despre ceea ce fac ei acolo. Noi doar votăm sau nu organigrama propusă. Ei și-au asumat prin contractul de management un lucru. Dacă dumneavoastră nu sunteți de acord să votați, nu votați. Sau votați. Dar nu puteți să faceți astfel de lucruri, să spuneți că trebuie comasate două instituții care nu seamănă decât așa la nivelul de deasupra. Filarmonica e filarmonică, opera este operă. Deci a fost un amendament pe care l-a propus doamna Ungureanu și a fost o precizare propusă de doamna Predescu. Problema este că votul nu a venit împotriva propunerii, pentru că în mod eronat asta a cerut în același timp și un alt cuantum și aprobarea lui în ședința de azi. Ori doamna director Stoian v-a explicat faptul că bugetul ei este limitat la cuantumul de aici. Motiv pentru care amendamentul, așa cum a fost renunțat, a fost respins. Dacă făceam o precizare că suntem de acord cu creșterea cuantumului, dar ulterior bugetării direcției cu suma respectivă, chiar trecea. Deci a fost
a fost, cum să spun eu, da, nu în mod, în mod greșit redactat. Și eu preiau materiale de ședință de pe site-ul primăriei și deci cu acestea lucrăm. La punctul 7.16 aflăm că avem avizul Ministerului Sănătății pentru structura organizativă a acestei unități. Da? Deci filantropia preia secția de endocrinologie la Patec la Monica Oltenia, așa că doamna Hungureanu nu cred că are dreptate cerând alte comasare. Avem comasare aici. Filarmonica este preluată de către filantropia. Secție devine secția spitalului filantropia. Sau preia managementul spitalului. Eu asta am înțeles din materialul pe care l-ați prezentat dumneavoastră. Vă rog frumos să-mi răspundeți. La punctul numărul 21 avem organigrama la REA de PFL. Consilierii Partidului Național Liberal vor vota împotriva acestei organigrame. Are multe problemuțe. În schimb, ce ne-a uimit foarte tare este că se înființează un post de consultant în management al managerului. Adică noi craiovenii plătim deja foarte, foarte mult pentru managementul acestei unități. Mă refer la salariile directorilor, la indemnizația celor din Consiliul de Administrație. Iar acum managementul își ia un consultant în management. Nu cred că nu cred că este normal datorită faptului că deja plătim aproape 1 miliard de lei pe lună, craiovenii, sau sute de milioane de lei vechi bune pe lună pentru managementul acestei instituții. Am mai avut discuții, sunt membri Consiliului de Administrație cu 10.000, sunt directori. Nu cred că noi plătim un manager cu sume de mii de euro care are nevoie de un consultant de manager, consultant de management. Nu putem să înțelegem acest lucru, deci datorită din acest punct de vedere vă vota împotriva. Doamna Rela Filip, ne puteți explica? Mulțumesc! Înainte de toate vreau să fac o corectură. Noi nu înființăm acest post, îl transformăm dintr-un post de economist existent, deci nu mărim numărul în organigram. Doi, după cum știți, suntem singura regie care avem conducerea selectată pe OG 109, conform legislației în vigoare, în urma măsurii lăsate de Curtea de Conturi. Consiliul de Administrație este selectat pe 109, iar eu am mandat de management de execuție dat de Consiliul de Administrație. Vreau să vă spun că cel care, dacă se va găsi, va ocupa postul de consultant, va fi un consultant al Consiliului de Administrație și al directorilor executivi. Vreau să vă spun că REA de PFL are un număr de 13 activități diametral opus una de cealaltă, distincte. Este un volum de legislație extraordinar, iar consider că dacă se va ocupa acest post prin concurs, va fi un ajutor în vederea activității viitoare și în relația cu controlele următoare. Este un volum de legislație la care se supune REA de PFL extraordinar. Lucrăm cu toate normativele în vigoare, cu situații de lucrări de toate tipurile și este bine să avizeze cineva. Supun la punctul numărul 21 pe ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumim. Chiar aici, în centrul orașului, pe strada Cogălnicianu, unde și are sediul Partidul Social Democrat, scrie clar: atenție, cad cărămizi. Este, reprezintă un real pericol pentru craioveni. Nu înțelegem cum ați găsit aceste 12 imobile pe la periferie, când în centrul orașului avem probleme ce pot reprezenta un pericol foarte, foarte grav. Vă mulțumesc. Poftiți, domnul Sirop? I-aș da un răspuns colegului Vasile, deși a întrebat executivul, dar mie la comisie, când am întrebat ce facem cu clădirile noastre, ale primăriei și ale Consiliului Local, neîngrijite, le supraimpozităm și pe acelea, sau pe aceea de ce nu le supraimpozităm, mi-a răspuns un coleg consilier, dacă nu mă înșel, domnul Nicoli, că oricum sunt scutite de impozit și dacă le-am majorat cu 500% și acea majorare înmulțit cu 0, tot 0 ar da. Lucrurile stau în felul următor.
noi am votat în Consiliul Local regulamentul conform codului fiscal, da, din 2016, am votat regulamentul cu clădirile neîngrijite. Codul fiscal a prevăzut în anul 2016 introducerea acestor taxe suplimentare, majorate, pentru clădirile neîngrijite și pentru terenurile neîngrijite. Bun. Am lăsat un an la dispoziție, anul 2017, în care nu am, așa am considerat noi, pentru că am avut discuția aceasta în Consiliul Local la vremea respectivă. Un an în care cetățenii să-și facă îngrijirea respectivă. Am aprobat după aceea un Consiliu Local, un regulament prin care se stabilește o comisie pe care să selecteze care sunt clădirile și terenurile neîngrijite. Am votat și am aprobat o procedură. Cum și ce fel se parcurg pașii. După care, tot noi am venit și am aprobat în toamna anului trecut, cuantumul taxelor pentru anul 2018.